Sumele necesare pentru plata drepturilor, asistenților personal și cele pentru asigurarea finanțării măsurilor de protecție socială vor fi suportate integral de la bugetul de stat. Legea privind protecția și promovarea drepturilor cu handicap a fost adoptată în Senat săptămâna aceasta. Senatorul Hunedoian din partea PNL, Vasilica Potecă, spune că primăriile rămâneau în permanență fără bani pentru a putea să achite sumele aferente acestor persoane. Aceasta este ultima inițiativă. A fost legată de faptul că, în general, la plata asistenților și în acest domeniu a persoanelor cu handicap, mereu au fost probleme, pentru că o parte din acești bani veneau de la unitățile administrative teritoriale, de la primării, care de obicei aveau o problemă cu bugetul. Bugetul se termina undeva prin luna iulie-august, trebuiau să existe rectificări, iar sumele nu ajungeau niciodată. Acum mai mulți ani, când s-a hotărât, treci ca o parte din acești bani să fie plătiți de către primării, lucrurile păreau că oarecum exista o implicare și a primăriilor și că ar fi fost foarte bine. Numai că în timp am observat că primăriile rămân de obicei în lunile octombrie, noiembrie, decembrie fără bani, nu pot să onoreze aceste sume, care sunt niște sume din care acești oameni trăiesc și încearcă să-și rezolve problemele de viață. Și atunci am spus-o foarte clar, statul român, prin Ministerul Muncii, trebuie să-și asume în final plata integrală a acestor sume de bani și ele trebuie să prevăzute în buget încă de la început anul prin bugetul de stat, ca să rezolvăm definitiv această problemă și să nu-i mai punem pe acești oameni în imposibilitatea de a nu-și putea rezolva problemele cu medicamentele, cu îngrijirea, cu traiul de zi cu zi. De aceea am avansat această lege, de aceea am făcut această modificare legislativă, am susținut-o, eu fiind unul dintre, cred că, membrii activi ai Comisiei de Administrație Publică din Senatul României. Da.